Sub privirile a 10 de foști și actuali elevei Traianului, dascălii de odinioară aflați acum la pensie au ținut discursuri încărcate de emoție. Aici am funcționat aproximativ 30 de ani. Orice întâlnire cu elevii acestei școli este un impact emoțional deosebit asupra mea. Sper să-l diluez până la sfârșitul micului discurs care vi-l spun. Sigur că suntem legați de această instituție unde am profesat atâția ani, că ne-am iubit elevii, chiar dacă poate unii dintre noi am intrat în categoria profesorilor exigenți pe vremea aceea. Îmi dau seama că mai mult de jumătate din viață mi-am petrecut-o venind spre liceul Traian, deci o perioadă de un sfert de veac ca profesoară, după aceea ca mamă, întâlnirea între generații a fost ideea foștilor elevei Traianului care și-au amintit cu drag de anii de liceu. Am aceleași emoții ca și acum 10 de ani, când pășeam pentru prima dată pe horurile liceului Traian, pe vremea aceea, în clasa a 5-a, am fost întâmpinați de un colectiv de dascăli minunați, pe care toată viața o să le aducem recunoștință și întotdeauna vom avea un respect deosebit, pentru că în cei 8 ani de zile petrecuți pe aceste holuri am avut foarte multe de învățat. Am hotărât un grup de foști elevi să omagiem pe estimatele noastre profesoare, gândind că dacă societatea nu prea respectă profesorul nici când este în activitate și nu prea, cu atât mai mult când este la pensie, am zis că măcar o floare să însemineze ziua dumneavoastră acum la început de martie. Ce să vă spun? Legat de momentul muzical, cel al doilea muzical, ce frumoasă e primăvara! Da, țineți minte toți, ce frumoasă este primăvara vieții! Folosiți-o! Bucurați-vă de lungimea zilelor răsărite ca să vă pregătiți în mod frumos toamna. Întâlnirea a fost organizată special pentru a sărbători fostele doamne profesoare ale Traianului cu ocazia zilei de 8 martie. Este vorba de o idee a foștilor elevi ai liceului Traian care au dorit să-și exprime astfel omagiul pentru Ziua Femeii, doamna profesor a liceului Traian, o întâlnire între generații, între foști elevi, între foști profesori, actual elev și actual profesor. Și sperăm ca această întâlnire să devină o tradiție, pentru că Liceul Traian a rămas și rămâne cea mai importantă școală în comunitatea locală, județeană sau zonală a țării. Dar nici actualele doamne profesoare nu au fost uitate. Elevii au pregătit și pentru ele surprize care vor fi dezvăluite chiar de Ziua Femeii.